revin cu semnalul de alarmă, acela de a se bate pentru bugetul Dâmbovița, de a se bate pentru pe capitolul regionalizare, ca să rămână capitala Târgoviște, așa cum era negociată acum 2 ani de zile, și a se bate pentru oamenii care rămân fără locuri de muncă. Florin Popescu i-a criticat pe reprezentanții puterii pe tema creșterii numărului de șomeri. Iar ca titlu, din punctul meu de vedere și ca mesaj, noi în 4 ani de zile am creat 4.100 de locuri de muncă, ei în 6 luni le-au distrus.